Coplata a fost introdusă și în Spitalul Județean Târgu Jiu. Din această săptămână, pacienții care se externează din această unitate spitalicească sunt obligați să plătească o taxă de 5 lei. Managerul spitalului speră ca venitul să fie rotunjit cu 600 de lei lunar. Ieri după amiază, într-o ședință extraordinară de Consiliul de Administrație, am obținut avizul favorabil al Consiliului pentru aplicarea coplatei. Unde trebuie să achite această coplată? Nu se vor deplasa, astfel o persoană împuternicită din partea spitalului va ajunge pe secție în momentul externării. La Spitalul Orășenesc Bumbejiu s-a stabilit ca valoarea coplății să fie cea maximă permisă, adică de 10 lei. Managerul unității susține că bugetul se va rotunji cu 700 de lei în fiecare lună, iar taxa va fi plătită la casierie. Cât preconizați că veți strânge lunar din această taxă? Ministrul Sănătății Eugen Nicolăescu a anunțat că sunt și cazuri exceptate de la coplată. Din această categorie fac parte urgențele bolnavii cronici incluși în programele naționale și care au nevoie de mai multe internări pe an, copiii până la 18 ani, gravidele, pensionarii cu venituri sub 740 de lei și persoanele cu handicap.